CNTV, iată care sunt principalele titluri ale zilei. O bătrână de 78 de ani din Gorj mușcată și lovită de fiu și concubină. Președintele AUR la Stoina și Turceni. Enaghe și Nenezici au prefațat duelul cu Craiova din Liga Florilor Mol. A fost reținut pentru că și-a bătut mama. Un bărbat din Ionești și concubina sa au ajuns la poliție după ce au agresat-o pe o bătrână de 78 de ani. Victima a făcut plângere, iar din cercetările oamenilor legea a reieșit că femeia a fost agresată, mușcată și lovită de cei doi suspecți. În cauză s-au emis două ordine de protecție provizorii. Polițiștii continuă cercetările pentru luarea tuturor măsurilor legale. Ieri polițiștii din Turceni au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă Ali P.J. Gorj, un bărbat de 54 de ani din comuna Ionești și o femeie de 48 de ani din comuna Butoiești, județul Mehedinți, fiind bănuiți de săvârșirea infracțiunii de violență în familie. În aceeași zi, în jurul orei 15, polițiștii au fost sesizați prin plângere de o femeie de 78 de ani din comuna Ionești cu privire la faptul că fiul său împreună cu concubina acestuia au agresat-o. Cu ocazia cercetărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că în ziua de 27 august anul curent, pe fondul unui conflict verbal, bărbatul ar fi luat-o cu mâinile de gât și ar fi mușcat-o cu gura de bărbie pe mama sa, iar concubina acestuia ar fi lovit-o pe femeie cu un obiect dur din lemn în zona antebrațului stâng, provocându-i leziuni. A fost întocmit formular de evaluare a riscului, reieșind faptul că există un risc iminent, fapt pentru care s-au emis două ordine de protecție provizorii pentru cei doi presupuși agresori, aceștia fiind obligați să păstreze o distanță de 100 de metri față de victimă și de locuința sa. Polițiștii continuă cercetările pentru luarea tuturor măsurilor legale. A fost bătut de concubin chiar pe terasa unui local public. S-a întâmplat la Bălboș, iar victima are 21 de ani. Tânăra a fost agresată fizic de concubinul său cu 20 de ani mai mare. Pe fondul unor discuții în contradictoriu, acesta a lovit-o cu palmele și pumnii. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare. Polițiștii secției 3 Poliție Rurală Motru au fost sesizați prin apelul 112 de un bărbat de 51 de ani din comuna Mătăsari cu privire la faptul că fiica sa a fost bătută în urmă cu 4 zile de către concubinul său. La adresa apelantului s-a deplasat un echipaj de poliție care, în urma verificărilor efectuate, a constatat că în timp ce o tânără de 21 de ani din Mătăsari se afla în terasa unui local public de pe raza comunei Bolboș, pe fondul unor discuții în contradictoriu avute cu concubinul său de 41 de ani din comună, acesta ar fi lovit-o cu palmele și pumnii, fără a-i provoca leziuni vizibile, iar ulterior a amenințat-o cu acte de violență de natură să-i provoace o stare de temere. În urma celor constatate, s-a întocmit formularul de evaluare a riscului, în urma căruia s-a constatat că există un risc iminent, fapt pentru care s-a emis un ordin de protecție provizoriu. În cauză a fost întocmit un dosar penal în care se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare. Spitalele din Gorj vor beneficia de investiții și în perioada următoare. Mai multe lucrări sunt în desfășurare la unitățile medicale de pe raza județului. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, a făcut precizări despre proiectele care se află în derulare în acest moment. Continuăm reabilitarea energetică la Spitalul Tudor Vladimirescu, continuăm reabilitarea energetică la Spitalul din Strada Progresului, la Spitalul Dobrița. Am dat ordinul de începere pentru reabilitarea blocului ORL Oftalmo, blocului operator ORL Oftalmo. Pregătim documentația pentru reabilitarea secției de chirurgie 1, chirurgie 2 și secției de ORL Oftalmo. Săptămâna viitoare vom emite ordinul de începere pentru reabilitarea, pentru că avem un câștigător, pentru reabilitarea blocului obstetrică, ginecologie și casa scării. Săptămâna viitoare vom recepționa lucrările pentru Spitalul Dobrița, pentru recompartimentări și pentru băile pe care erau necesare pentru a putea depune către Casa de Acțională de Asigurări de Sănătate obținerea unui contract separat pentru cei care vor să facă parte de reabilitare pneumo. Deci suntem în derulare cu foarte multe investiții. De asemenea, avem o licitație importantă pentru achiziția în valoare de 26 de milioane de lei a echipamentelor cerute de către șefii de secție pentru combaterea infecțiilor nozocomiale. Pentru 25 de loturi, 15 loturi avem oferte, 10 va trebui să repetăm, nu știu care sunt motivele,
poate nu au fost pregătiți, dar să spunem un gros al echipamentului de aproximativ 500 milioane, avem un contract semnat în luna decembrie. Cosmin Popescu a vorbit și despre stadiul documentației la viitorul corp de clădire, care va fi situat în strada Progresului din municipiul Târgu Jiu. Conform ordonanței 24, am depus solicitarea pentru avizul de oportunitate al Ministerului Sănătății. Termenul final era data de 1 septembrie. Ne-am încadrat, bineînțeles, pentru că eram pregătiți și suntem pregătiți cu toată documentația, având studiul de fezabilitate, având certificat de urbanism, având avizul autorității arhitectonice române. Și noi ne dorim ca maxim o săptămână să fie acest aviz de oportunitate emis, după care urmează o hotărâre de guvern care stabilește prioritatea și lista unităților sanitare care va fi înființate, modernizate pe fondurile sau pe împrumutul de la Banca Europeană de Investiții. Noi dorim și credem că în două săptămâni de zile avizul să fie dat și hotărârea să fie în circuit pentru a fi aprobată de către Guvernul României. Acestea sunt pașii, urmând ca BEI să-și dea acordul final. Noi avem, pentru că au verificat de lungul timpului cele mai sănătății, avem și suntem convinși că vom fi aleși, pentru că îndeplinim toate condițiile din punct de vedere al costului pe metru pătrat, din punct de vedere al dotării, deci nu avem, să spunem, semnale negative că nu va fi aprobat. O nouă ședință sindicală are loc sâmbătă pentru drepturile angajaților și ale pensionarilor din sectorul energetic. Astfel, Federația Națională a Muncii organizează pe 14 septembrie în Gorj și Mehedinți noi ședințe cu avocații. Vor fi prezenți și juriști care vor oferi lămuriri cu privire la legea pensiilor și recalcularea pensiilor. Minerii, energeticienii și foștii salariați din unitățile prestatoare sunt chemați să vină cu câte o copie după cartea de muncă, decizia de pensionare, cartea de identitate și eventual adeverințe cu câștigurile obținute. Tuturor salariaților din complexul energetic Oltenia, Minpres și Medsermin li se recomandă să iau adeverințe la zi pentru perioadele lucrate. Sunt așteptați și toți cei care au avut câștig de cauză în hotărârile judecătorești împotriva complexul energetic Oltenia sau caselor de pensii din județele Gorj, Hunedoara, Vâlcea și Mehedinți. Problemele legate de resursa umană de la complexul energetic Oltenia se acutizează. Conform lui Manu Tomescu, vicepreședintele sindicatului Energia din cadrul termocentralei Rovinari, problemele sunt atât de grave încât lipsa de personal a ajuns să fie acoperită prin împrumuturi de muncitori de la un punct de lucru la altul. Astfel, în sălile de apel, șefii au ajuns să își împrumute muncitori pentru că foarte mulți lucrători cu experiență s-au pensionat sau pur și simplu nu mai există fizic lucrători care să execute anumite sarcini. Mii de muncitori au plecat din complexul energetic Oltenia în ultimii ani. Majoritatea s-au pensionat. Pensionările vor continua până la finalul anului, precum și în anii următori. Vor demara lucrările la Casa Tineretului din Târgu Jiu. Licitația pentru faza de proiectare și execuție a avut loc încă din primăvară. Autorizația de construire a fost depusă la Compania Națională de Investiții. Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, spune că reabilitarea poate începe chiar din această iarnă. Valoarea proiectului este de aproape 13 milioane de lei fără TVA. Proiectul este depus de anul trecut la Compania Națională de Investiții. Între timp, în primăvara acestui an, a avut loc licitația pentru faza de proiectare, faza de execuție. Săptămâna trecută am depus documentația la Primăria Municipiului Târgu Jiu și am obținut autorizația de construire, autorizația care ieri am depus-o CNI-ului pentru a fi analizată săptămâna viitoare în Consiliul Tehnico-Economic. După avizul Consiliului se dă ordinul de începere, astfel încât să putem, ca din această iarnă, constructorul să intre în interioare și în exterioare, să înceapă reabilitarea. Valoarea proiectului este de 12.780.000 fără TVA. A fost o licitație care au fost 3 sau 4 ofertanți, câștigători sunt un consorțiu de firme din Gorj, din afara Gorjului, proiectantul fiind din București. Ieri s-au depus documentațiile, astăzi cred că se face o nouă primă discuție pe documente. Dacă sunt clarificări, proiectantul este pregătit, astfel ca săptămâna viitoare să luăm avizul final și să dea ordinul de începere. Deci avem autorizație, avem toate documentele, astfel încât contractul de execuție să înceapă. George Simion, președintele AUR, a participat joi 12 septembrie la două acțiuni desfășurate în județul Gorj. Prima a avut loc în localitatea Stoina, acolo unde candidatul AUR, Marian Fota, a câștigat alegerile pentru funcția de primar. Întâlnirea a avut loc chiar în fața sediului primăriei. A doua acțiune a avut loc în localitatea Turceni. Domnul George Simion, președintele partidului AUR, la Stoina a sosit la ora 2, iar la Turceni a sosit la ora 18. Ceea ce își dorește dumnealui este să prezinte proiectul său tuturor românilor. Vrea să se deplaseze în toate localitățile sau aproximativ toate localitățile din țară, să vorbească
vorbească el direct cu oamenii, aceștia să-l cunoască, să-l simtă, iar la Turceni am avut și prezentarea planului Simion pentru energie. Primarul în funcție, Laurențiu Anghel de la PSD, susține într-o postare pe Facebook că nu a fost lăsat să intre în sediul primăriei și că a fost agresat de cei de la AUR. Adrian Zorlescu spune că primarul Anghel i-ar fi incitat pe cei prezenți. A fost o prezentare pașnică, iar domnul primar a încercat să instige simpatizanții AUR, nu i-a reușit, noi am fost în continuare pașnic, iar domnul primar s-a luat și de poliție, de jandarmerie, că nu a intervenit, deși noi am fost pașnici, am continuat discursul domnului președinte, l-am ascultat cu atenție, nu s-a întâmplat din punctul nostru de vedere niciun incident, acesta doar încercând să instige la scandal, la violență, ceea ce noi nu am fost de acord. PSD Gorj a dat start acțiunii de strângere de semnători pentru candidatura lui Marcel Ciolacu, președintele partidului, la funcție de președinte al României. Primii care au semnat au fost liderii PSD Gorj, Mihai Weber și Cosmin Popescu. Președintele PSD Gorj, Mihai Weber, a declarat că scorul obținut de PSD la alegerile locale și europarlamentare a fost unul foarte bun, iar acest lucru a consolidat și mai puternic echipa. De asemenea, Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj și președintele executiv al PSD Gorj, a spus că PSD a obținut cel mai bun scor la alegerile locale din ultimii 20 de ani, ceea ce va reprezenta un element principal pentru un rezultat foarte bun la alegerile parlamentare și prezidențiale. Manuela Misăilescu, vicepreședintele PSD Gorj, a spus că președintele partidului și-a asumat guvernarea într-un moment dificil al țării. Premierul Marcel Ciolacu și-a asumat guvernarea într-un moment extrem de dificil, cu riscul de a pierde din punct de vedere electoral din cauza unor măsuri nepopulare, precum reducerea unor cheltuieri publice nejustificate. Cu toate acestea, Marcel Ciolacu a reușit să adopte cele mai importante măsuri care au avut un impact extrem de pozitiv asupra populației, precum plafonarea prețurilor la energie electrică și la gaze, plafonarea prețurilor la alimentele de bază, majorarea salariului minim în România și introducerea salariului mediu european și în țara noastră, majorarea alocațiilor copiilor, majorarea pensiilor, etc. Sunt doar câteva dintre proiectele pentru români menite să ridice nivelul de trai al oamenilor. Partidul Social Democrat a promovat întotdeauna măsuri în interesul țării și al oamenilor prin reducerea clivajelor dintre păturile sociale. Lipsa acestei viziuni din partea președintelui României din ultimii 20 de ani o resimțim cu toții. De aceea este nevoie de un președinte social-democrat la Cotroceni, iar Marcel Ciolacu este cea mai potrivită persoană care să ocupe această poziție. Sistemul de transport feroviar gestionat de Complexul Energetic Oltenia beneficiază de mentenanță înainte de începerea sezonului de iarnă. Administrația Companiei Energetice a aprobat o achiziție de echipamente și instalații care vor intra în dotarea 3 locomotive utilizate pentru transportul cărbunelui de la depozitele din carierele miniere, la depozitele din sucursalele electrocentrale de la Turceni și de la Ișalnița, precum și la Societatea Electrocentrale Craiova. Aceasta a fost externalizată din Complexul Energetic Oltenia, dar care încă mai folosește cărbune din Gorj pentru a produce agent termic și energie electrică. Conform Complexului Energetic Oltenia, produsele sunt necesare pentru modernizarea și prelungirea duratei de viața locomotivelor, în vederea respectării prevederilor Ordinului Ministerului Transportului numărul 1484/2008. Anul școlar a început cu vești promițătoare pentru școlile din Comuna Padeș, care vor beneficia de un proiect menit să aducă tehnologia modernă în toate sălile de clasă. Cu ajutorul fondurilor europene în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, autoritățile locale au inițiat un program de dotare a instituțiilor de învățământ cu echipamente IT. Autoritățile locale au organizat o licitație pentru contractul de dotare cu echipamente de tehnologia informației și comunicațiilor a școlii gimnaziale Padeș. Firmele interesate sunt invitate să depună oferte, ceea ce va asigura transparență și competitivitate în procesul de achiziție. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 30 septembrie. Investiția totală pentru dotarea cu echipamente IT se ridică la peste 560.000 de lei. Guvernul României a inițiat un proiect prin care alocă peste 4 milioane de lei pentru construcția de toalete în 51 de școli din întreaga țară. De aceste fonduri vor beneficia și unitățile de învățământ din Comuna Câlnic. Pe lista școlilor incluse se află școala primară din satul Câlnicu de Sus, școala primară din satul Hodoreasca, grădinița cu program normal Câlnic și grădinița cu program normal Câlnicu de Sus. Aceste instituții vor primi suport financiar pentru a-și construi toalete, ceea ce va îmbunătăți considerabil condițiile de igienă pentru mici elevi. Următorii pași includ finalizarea consultării publice și aprobarea definitivă a hotărârii de guvern. După aceasta se va trece la etapa de proiectare și construcție. Autoritățile locale din Comuna Schela au demarat recent lucrările pentru realizarea forajului stației de înmagazinare și extinderilor rețelei de apă. Astfel, în ciuda provocărilor întâmpinate, progresele actuale sunt promițătoare.
Datorită noului foraj, locuitorii vor beneficia de apă de calitate disponibilă pe tot parcursul anului. De asemenea, forajul contribuie la gestionarea mai eficientă a resurselor de apă. Totodată, extinderea rețelei de apă este o prioritate pentru autoritățile locale. Aceasta va asigura accesul la apă potabilă pentru toate gospodăriile din comună. În prezent, cea mai mare prioritate pentru mine este realizarea acestui foraj de mare capacitate pentru cetățenii comunei Schela și, bineînțeles, implicit, extinderile de alimentare cu apă, care se vor executa pe raza comunei Schela. Deci este un proiect la care lucrez, pot să spun că începând de când am câștigat alegerile și, bineînțeles, implicit potolul de primar din 2020, dar, după cum se știe și majoritatea primarilor din toată țara știu că, înainte de a începe un proiect, îți trebuie anumite documentații, anumite studii și am reușit să le finalizez. Bineînțeles, am avut și piedeci datorită consilierilor care am avut și așa mai departe, dar, într-un final, mulțumesc lui Dumnezeu, am ajuns să dau ordinul de începere al lucrărilor privind execuția forajului, stații de înmagazinare, tratare și implicit celelalte extinderi de alimentare cu apă acolo unde a fost cazul. Am avut pe raza comunei Schela tronsoane de drumuri unde nu au fost alimentați cetățenii cu apă și am decis să extind rețeaua de alimentare existentă. Deși proiectele sunt promițătoare, din păcate, unele zone ale comunei se confruntă cu lipsa apei în anumite intervale orare. Primarul Gabriel Deteșan spune că se lucrează intens pentru a rezolva și aceste neajunsuri. Am avut apa dată la program, inclusiv în prezent, apa este dată la program pe un sistem de alimentare cu apă. Pe celălalt sistem de alimentare cu apă, cel de la Schela, stau foarte bine cu apa acolo. Pot spune că chiar dacă a fost această secetă, care, după cum se spune, nu au mai fost de când se fac măsurători ANM, nu a mai fost această secetă, pe sistemul de alimentare Schela am stat cât de cât bine, am curățat rețeaua, am curățat bazinele, deci am întreținut rețeaua așa cum trebuie, dar, în schimb, pe rețeaua de alimentare din comuna Schela, satele Sâmbotin și Gornăcel, foarte prost, având tot apă de suprafață, a secat, pur și simplu a secat de tot sursa de suprafață care alimenta satele Sâmbotin și Gornăcel. Tocmai în această idee am întreprins toate măsurile necesare pentru a face acest foraj, care deja de luni am început să dau ordinul de începere și deja au început lucrările în comuna noastră. Privind, bineînțeles, privind suplimentarea care necesita consumul sau volumul de apă. Și astăzi, de ziua lor, pompierii gorjeni au fost prezenți în mijlocul copiilor. Interacțiunea cu cei mici a avut loc în piața prefecturii din municipiul Târgu Jiu în intervalul orar 10-14. În cadrul evenimentului a fost prezentată o expoziție de tehnică de intervenție utilizată pentru a salva vieți și bunuri, spre încântarea tuturor celor interesați să descopere îndeaproape autospecialele și echipamentul aferent. Vizitatorii au putut admira o autospecială de stingere a incendiilor de capacitate mare, o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță smurd. În fiecare an, la data de 13 septembrie, este sărbătorită Ziua Pompierilor din România. Noi am ales să sărbătorim această zi alături de cei mici și am organizat astăzi, în piața prefecturii din municipiul Târgu Jiu, o expoziție de tehnică de intervenție unde i-am invitat pe toți cei mici care vor să îmbrace rolul salvatorului profesionist și să vizualizeze tehnica de intervenție utilizată de salvatori în îndeplinirea misiunii. Cei care nu au ocazia să ajungă în piața prefecturii din municipiul Târgu Jiu o pot face la subunitățile noastre de intervenție unde am organizat Ziua Porților Deschise. Crearea unui comportament preventiv încă de la vârste fragede este esențială pentru a cunoaște reguli minimale de a ne comporta în situații de urgență. Pe 14 septembrie, creștinii ortodoxi sărbătoresc înălțarea Sfintei Cruci, zice amintește de răstignirea lui Iisus Hristos. Sărbătoarea a fost instituită în urma a două evenimente importante, găsirea crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos și înălțarea crucii în văzul poporului pe 14 septembrie anul 335. În calendarul popular, ziua înălțării Sfintei Cruci mai poartă denumirea și de ziua Crucii, ziua Șarpelui sau Cârstovul Viilor și este considerată data ce vestește sfârșitul verii și începutul toamnei. Potrivit tradiției, de ziua Crucii se închide pământul și odată cu el se ascund și insectele, reptilele și plantele care au fost lăsate la lumină în primăvară. Nu este voie în ziua înălțării Sfintei Cruci să se lucreze pentru a nu atrage primejdile. Oamenii din popor cred că dacă va tuna în această zi de sărbătoare, toamna va fi una lungă. De asemenea, dacă ciorile se adună în gard, va cădea bruma. CSM Târgu Jiu se deplasează în weekend la Craiova pentru confruntarea din etapa 3 a Ligii Florilor MOL. Duminică, trupa condusă de Liviu Andrieș dă piept cu Secimiu Craiova, ambele echipe având 3 puncte după începutul de campionat.
Antrenorul secund Andrei Enache și portărița Lubița Nenezici au prefațat duelul din bănie. Enache a declarat că vizitatorii respectă performanțele Craiovei, dar CSM poate obține cele 3 puncte în duelul de la finalul săptămânii. Nu cred că e vorba de orgolii, cred că este vorba doar despre punctele care sunt foarte importante pentru ambele echipe. Trebuie să nu uităm de faptul că echipa din Craiova are într-adevăr o mare tradiție în handbal, să nu uităm că sunt câștigătoare de cupa europeană, adică au un CV destul de impresionant, dar după cum am spus, noi suntem în creștere, deja suntem la al treilea în Liga Națională și cred că ne-am câștigat dreptul și statutul de a nu mai fi o echipă mică a campionatului, iar din punctul ăsta de vedere, ca și mentalitate, am încercat să lucrăm la asta și să le implementăm și să le facem perfect, să creadă că putem obține victorie la fiecare meci. Nenezici așteaptă fani din Târgu Jiu la sală. Spune că s-a acomodat în orașul lui Brâncuș și se gândește doar la victorie. Craiova e o bună echipă, are buni jucătoare, dar eu am încredere la echipa noastră și știu că Craiova nu este departe din aici, e o oră jumate. Sper că vedem fanii noștri acolo să ne ajută să revenim acasă cu 9-3 puncte. Partida începe la ora 16. Știrile au ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută în continuare.